Salut! Mă jucam în caienul ăsta, că ce să fac? Da, bine ați venit la Stax TV. Prezentăm un nou clip de la prietenii noștri de la Țiriac Autorulate și nu o să vă zic cu ce mașină. Puteam să facem cu asta, dar nu vă zic. Am ales ceva pe interesul tuturor sau o mașină pe care toată lumea o caută. Puteam să facem și cu acest BMW seria 2 Cabrio, dar nu, nici cu acest BMW seria 2 Cabrio. Nu o să filmăm. O să vă arăt eu cu ce filmăm, dar până să ieșim afară, aș vrea să vă povestesc despre noutățile de la Țiriac Autorulate, cum ar fi posibilitatea de test drive cu o mașină rulată. Deci, puteți să sunați și să programați un test drive cu mașina pe care dumneavoastră vreți să o cumpărați. Cei de la Țiriac Autorulate vor întocmi un RCA, vă vor aștepta și un vânzător va merge cu voi în mașină să vă răspundă la toate întrebările legate de aceasta sau de posibilitățile de finanțare. Sau, dacă și în urma test drive-ului, nu, mașina dumneavoastră nu este cea cu care vă înțelegeți cel mai bine, aveți timp 7 zile să puteți să aduceți mașina înapoi, să primiți banii înapoi sau să schimbați cu altă mașină. Toate condițiile astea sunt scrise pe site-ul de la Țiriac Autorulate, pe care îl găsiți în descrierea clipului. Până atunci, hai să vedem cu ce mașină senzațională filmăm. Am ieșit să vedem ce avem aici în spatele camerei, dar până atunci vă spun că la Țiriac Autorulate puteți să vă aduceți mașina dumneavoastră în regim de consignație, să încercați să o vindeți. Nu este nicio problemă. Până atunci avem cea mai... Adică nu fac eu această afirmație, o fac cercetătorii britanici și spun că este cea mai dorită mașină în România. Audi A6. A6 cu climă bizonică, cu suspensie pneumatică, care se poate regla, pentru că este un Audi A6 3 litri diesel Competition, tată, 320 de cai. Mașina este din 2016 și se vinde la prețul de numai 36.500 de euro, aici la prețul corect, dacă câștigi. Da, bun. Și avem pe exterior jantele de 19, sunt extraordinare, nu știu dacă le-aș recomanda oamenilor care își doresc un Audi A6 Allroad, pentru că vorba aia, îți dorești mașina asta că mai scapi pe drumuri accidentate și atunci când scapi pe drumuri accidentate, e bine ca jantele să fie cât mai mici posibil, pentru că avem și niște frâne mari, că Doamne ferește, suntem competition, și jantele să fie cât mai mici și balonul cât mai mare, ca să amortizeze din gropi, din denivelări. Dacă avem niște anvelope speciale de off-road, putem să scădem presiunea foarte tare în anvelope ca mașina să fie și mai confortabilă. Este un Audi, așa cum îl știți, care în loc de proiectoare are niște radare, frate. Adică dacă merg avioane de joasă înălțime, voi știți cam pe unde. Nu. Acele radare sunt pentru toți senzorii frontali, ACC, adică acel pilot automat care păstrează distanța față de mașina din față și puteți să vă setați și cât de aproape să fie mașina din față și cu ce viteză să meargă. Avem farurile care sunt senzaționale și prin design și prin lumina pe care o fac. Luminile noaptea la această mașină, vă garantez eu că sunt senzaționale. Eu când lucram la vânzări și încercam să-i vând o opțiune de Big Xenon unui client, îi spuneam toate avantajele, că vezi că ai cornering, că îți luminează la 90 de grade când faci dreapta, să vezi copilul de pe trotuar care vrea să treacă, se lungește faza scurtă, se lungește, se lățește, se... Bă, vorbeam jumătate de oră de faruri și după ce aveam toată această prezentare de jumătate de oră în care îi spuneam clientului și îl sfătuiam cum știam eu mai bine, clientul îmi spunea, dar eu nu merg noaptea. Bun, hai să vedem interiorul, că vorbesc mult și degeaba. Bun, și avem interiorul, după cum îl vedeți, nu este un interior obișnuit ca la toate mașinile pe care le știm noi și... Na, le vedem și le conducem. Are un interior bej cu piele întoarsă pe fețele de uși, cu niște covorașe personalizate, cu tot ce se poate aici electric. Adică ușa se suge. Se suge ușa la un Audi A6 Competition, într-adevăr, 320 de cai, lululu, la la la. Dar avem materiale premium, nu că mașina n-ar fi dintr-o clasă premium, dar cine a configurat această mașină a configurat-o cu foarte mult bun gust din punctul meu de vedere. Nu uitați ce facem noi aici la clipurile astea, este să vorbim despre niște mașini care sunt second hand. Voi sunteți foarte atenți să vedeți în clip cât de bine se prezintă mașina de aici de la Țiriac Autorulate și poate în urma clipului
le faceți o vizită și chiar vreți să vedeți cu ochii dumneavoastră că lucrurile sunt așa cum vă povestim. Bun, și spuneam așa că avem tot ce se poate electric, adică oglinzi electrice rabatabile și încălzite, geamuri electrice cu posibilitatea blocării geamurilor din spate individual pentru copii și mare atenție, în momentul în care blochezi geamul, se blochează și ușa. Încuiat descuiat, scaune cu memorii, volan reglabil pe înălțime și adâncime electric, ce să vă mai zic, navigație, volan multifuncțional cu padele, cutie automată, frână de mână hidraulică, acest touchpad în care vă puteți suna prietenii și puteți să scrieți litere și navigație și vă ajută foarte tare să navigați în sistemul acesta multimedia de la Audi. Cine a pornit că nu sunt eu? Mercedes a pornit. Pot să pornesc și eu? Clac, 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 n-are importanță, dieseltată, consum mic, nu ne comparăm cu S-clase, 7 clase și așa mai departe. Bun. Mergem în spate, asta ne spui? Stai așa un pic. Oamenii vor să vadă cât loc este în spate. Mare atenție, eu am scaunul reglat perfect, Silviu Toma, după cum mă vezi. Poziția mea la volan este absolut perfectă, pentru că așa mașinile sunt construite pentru mine. Eu am fost model și de haine și de mașini. Deci când vrea cineva să-și cumpere un hanorac, mă întreabă pe mine ce port, L sau XL, ca să știe oamenii. Eu sunt un fel de... Nu, glumesc. Nu luați toate lucrurile în serios, nu chiar toate. Ok, bun. V-am explicat că stau perfect în față, stau perfect în spate. Mai avem loc la genunchi, mai avem loc... Hey, brother, oprește-te! Vezi ce bun e butonul de volum acolo lângă schimbător, că ajung și eu ăștia din spate să-l oprească, știi? N-am vorbit de tetierele astea care mi se par senzaționale ca și reglaj. Nu cred că există niște tetiere care se pot regla mai bine pentru locurile din față, dar iarăși sunt atât de multe lucruri de vorbit și noi avem atât de puțin timp, pentru că minutul aici la Stax este foarte scump și nu am timp să pierd timpul, cum s-ar zice. Suportul de pahare, aici e șmecheria, avem și la Passat, să nu vă dați pe spate. Deci avem și la Passat și un spațiu de depozitare aici pentru lucruri cu scrumieră în spate, cu geamuri electrice, cu perdeluțe, cu climă pentru spate, reglaj pe două locuri, cu banchetă încălzită, tot la fel individual. Mai avem și aici un spațiu de depozitare care este de fapt o brichetă de 12 cu o altă brichetă în care putem. Spațiu de depozitare aici pe scaunele față, stăm perfect, trei persoane, du-mă departe! Tot eu o să și conduc mașina și o să vedeți cum merge, cum se aude. Mare atenție la speed bumpere! Cum trece, cum face, cum boncă, ne cunoște, că voi trebuie să fiți atenți, că asta, repet, este o mașină second hand, care are nici mai mult, nici mai puțin de 77.286 de kilometri. Poate vreți să vedeți cum arată un Audi A6 din 2016 la 77.000 de kilometri. Până atunci, să vorbim puțin despre portbagaj, al cărui litraj nu știu, dar sunt ferm convins că voi mi-l puneți în comentarii. Și acesta este portbagajul. Electrice. Mi se pare și normal. Și aici? Așa. Bun. Avem acest portbagaj de 34 de litri, printre cele mai mari din clasa sa, cu acest compartiment special, cu acest sistem, ca să zic așa, special de compartimentare portbagaj, adică îl punem pe ăsta aici și facem, ne punem noi toate bagajele să nu se plimbe, Avem și plasa asta care se poartă la rochia de seară. Deci pe rochia de seară puteți să montați plasa asta și un accesoriu foarte trendy și foarte cool și la modă în zilele noastre. Avem spații de depozitare stânga-dreapta, ce-o fi aici? Uite, aici avem spații de depozitare unde există această trusă legislativă care este obligatorie, nu știu dacă aveți, dar ar fi bine să aveți, cu spațiul de depozitare de desubt și, atenție, electric pe bagaj. V-am mai zis, nu că ar fi ceva nemai întâlnit în anii 2021, dar această mașină are și această opțiune. Hai să mergem, eu vreau să merg, că e competition, 320 de cai, diesel, se aude, face frumos, fii atent ce zic eu. Iată-ne la interior, la proba de drum. La proba de drum, adică aici unde vedem noi cum merge mașina, cum se aude, cum, cât de confortabil e, trebuie să mă credeți pe cuvânt, că nu pot să vă iau aici cu mine, cu toate că mi-aș dori și îmi doresc că în momentul în care pandemia asta se termină, să facem toate aceste test drive-uri și cu urmăritorii noștri. Ne dăm toți cu părerea despre treaba asta, să nu fiu doar eu cel care îmi dau cu părerea și simt și trăiesc mașinile astea, da? Bun. Deci în scaun stau de la foarte bine în sus, ceea ce ar fi normal,
pentru o mașină din clasa dânsei, printr-o mașină, într-o mașină din clasa premium, cum este acest Audi. Direcția e foarte ușoară, asistată electric sau electronic. Foarte ușoară, foarte precisă, foarte ok. Avem și padele, avem și moduri de condus, avem și... Vreau să mă mut pe confort, eu vreau să fiu confortabil. Nu vreau să fiu all-road, pentru că acum nu mă deplasez pe teren accidentat. Și spuneam că este cea mai dorită mașină, pentru că așa au studiat băieții ăștia, cercetătorii în Britania, știi? În Marea Britanie. Da, în Britania. Și de ce? Păi hai să vă spun de ce mi-aș lua eu un Audi A6 All-Road și Competition, dacă s-ar putea. Pentru că uite cum acționează. Nu avem voie mai mult de 100, că vorba aia, Doamne ferește. Noroc că am vorbit cu oamenii să închidă strada asta până când facem noi trecerea asta. Și spuneam că da, mi-aș dori în primul rând un Audi A6. Mi-aș dori. De ce? Îmi place foarte mult cum arată mașina. Din punct de vedere al designului, eu sunt de părere că dacă mașina are un design frumos pe afară, mie îmi place, mai discutăm mai departe, dar ăsta este principalul lucru care mă interesează. Deci mi-aș lua un Audi A6. După ce mi-aș lua un Audi A6, mi-aș dori să fie break. De ce mi-aș dori să fie break? Pentru că nu înțeleg de ce mi-aș dori să fie limuzină. Am mai mult spațiu de depozitare, nu troncăne, nu boncăne nimeni ca la Dacia Break de pe vremea Ceaușescu. Deci nu se pune problemă. După cum auziți, nu boncăne nimeni în spate, în portbagaj. Nici frigul nu vine de acolo, deci e ok. Mi-aș lua break. După ce mi-aș lua un Audi A6, că e frumos și că îmi place și mi-l-aș lua și break ca să am mai mult spațiu de depozitare și așa, mi l-aș lua și all-road, dacă aș putea, pentru că mie mi se întâmplă, nu știu vouă, dar mie mi se întâmplă când merg cu Passatul să mai ajung și pe drumuri accidentate, să mă bag, să mai hârli, să mai ating pe dedesubt, să nu știu ce, și atunci mi-ar plăcea să am această posibilitate. Să pot să-mi aleg nivelul de ridicare al suspensiei și nivelul de confort și mașina să fie mai sus, pentru că m-aș duce pe niște drumuri așa forestiere, ușoare, că vorba aia, mi-e mai simplu să merg cu asta 200-300 de kilometri pe asfalt și după aia să fac un drum lejer, nu știu, la o cetate, la un muzeu de vizitat, la o chestie de genul ăsta, decât cu Toyota, pentru că mașina asta cu siguranță se mișcă mult mai bine decât o mașină din clasa SUV-urilor și atunci vrei să îmbin cât mai multe lucruri într-o mașină, ajungem la concluzia că avem nevoie de o mașină care să fie un interior de limuzină, să meargă foarte bine pe asfalt, să fie foarte confortabilă și dacă avem nevoie să putem să o și ridicăm. Dacă ar exista o mașină la care să putem să o și lungim și să o lățim și să o scurtăm, da, aia mi-aș fi luat. O mașină care să le cuprindă pe toate. Deci acest Audi cam ăsta e targetul lui de clientelă, oameni care din când în când mai merg și pe drumuri, mai merg și pe ceva drumuri accidentate, îi interesează, îi pasionează, iar drumul lor până la aceste drumuri accidentate vor să fie cât mai lin, cât mai frumos, cât mai confortabil, cu o mașină care dezvoltă undeva la 320 de cai. Ajungeam și la partea de competition, că mi-aș dori, dacă aș putea, și acest Audi A6 break, care să fie și all-road, care să poată să fie și competition, adică să aibă și mai multă putere și frâne mai mari decât un Audi normal. De ce nu? Adică, de ce să nu vrei? Mănânci calul leovăz. Vorba aia. Cum vă spuneam de prietenii noștri de la Țiriac Autorulate, țin să menționez faptul că dacă doriți și nu aveți posibilitatea să veniți să vă ridicați mașina de la showroom, cei de la Țiriac Autorulate vă pot trimite la voi acasă. Oriunde ar fi acest la voi acasă. În București, în afara Bucureștiului, pe lângă asta avem dealeri în toată țara, deci dacă găsiți o mașină la, nu știu, Iași, de exemplu, ea poate fi adusă și vândută la dealerul din București. Fac chestia asta de atâta vreme, oferă garanție un an de zile. Această garanție contra cost se poate prelungi. Deci mare atenție, dacă vă doriți o mașină second hand de la Țiriac Autorulate și doriți ca... Era să zic, stai că accelerez, dar nu accelerez, că am uitat că aici n-am vorbit cu oamenii să închidă strada. Aici n-am vorbit și este o stradă deschisă circulației publice și atunci nu vrem să... Uite cât, da, nu știu, speed bump-urile sunt nimic pentru suspensia Audi-ului. Da, spuneam că n-am vorbit să închidă strada aici. Deci, dacă, repet, doriți o garanție extinsă, cei de la Țiriac Autorulate vă pot oferi contra cost, bineînțeles, așa cum sunt toate lucrurile pe lumea asta. Repet, mașina mie mi se pare că merge
foarte bine, nu troncăne, nu boncăne, nu trage, nu stânga, nu dreapta, nu nu știu ce, nu are chit pe ea, vorba aia, am verificat-o. Da? Eu aș recomanda să puteți să o cumpărați această mașină, v-am spus, la 36.500 de euro, mie nu mi se pare ceva extraordinar, eu sunt ferm convins că o să fie oameni care o să zică, stai, domne, așa că nu e, uite, am găsit eu una cu 28.000 în Germania, cu tare, cu tare, da, dar probabil că n-are garanție un an de zile, dar probabil că nu e cumpărată de la un dealer autorizat, probabil că vă e mai simplu să-i găsiți pe băieții de la Țiriac Autorulate care sunt aici de atâta vreme și nici nu pleacă, deci dacă, Doamne ferește, există probleme, oamenii sunt aici și puteți să discutați cu ei și fac tot posibilul să ajungeți la niște înțelegeri amiabile, spre deosebire de achiziționarea unei mașini de la o persoană fizică, care astăzi e, mâine este în Congo. Ce să vă mai spun? Pot să vă spun că eu mă simt bine și aș putea să mă obișnuiesc, mai ales că astăzi eu trebuie să plec la Buzău, unde facem un curs de off-road și m-aș duce cu acesta 6 off-road, săgeată m-aș duce. Mă arunce pe suflet la drum. Eu vă spun, stau aici, stau așa cum trebuie să stau. Nu am nimic de comentat, nu am nimic de cârcotit. Îmi place acest touch, unde ne este mult mai simplu să găsim anumite cifre, litere și așa mai departe. Ne poate ajuta foarte tare. Aoleo, nu vreau muzică, că nu avem voie cu muzică, ne pedepsesc cu oamenii ăștia. Cutia de viteză automată, avem și funcție la această cutie să schimbăm noi treptele, avem și padelele pe volan, avem și climă bizonică, tati, bizonică. Și dacă nu schimbi tu, schimbă ea, vorba aia, adică poate te-ai luat cu altele și ai zis că schimbi tu, deci tu îi spui mașinii, schimb eu acum, da? Ok, schimbă tu. Dacă nu schimbi, ea zice, stai mă că schimb eu, că poate te-ai luat cu altele, vorba aia, te-ai luat cu altele, ai pus o mână pe un picior, ai vorbit la telefon pe sistemul mașinii, bineînțeles, handsfree, și te-ai luat cu altele și ai uitat. Nicio problemă, noi suntem aici ca să facem călătoria asta cât mai confortabilă. Culmea, și semnalizează. Are toate dotările, domne. Da, cineva mi-a dat drumul la scaun, nu știam eu de ce mă ia cu căldură, am zis, ia uite, bă, am emoții că prezint Audi, că vorba aia e greu cu Audi, nu e așa pentru toată lumea. Da, o mașină superbă, o mașină superbă, v-am spus, din clasa premium, accelerează, ce poți să vrei mai mult, de la un diesel de curse, vorba aia, cum zic băieții, dom'le, un diesel de curse. E un diesel de curse, după cum știți, oamenii de la Audi au și participat la Le Mans cu niște motoare diesel. Deci, da, este un diesel de curse care dezvoltă 320 de cai. Se mișcă foarte bine, confortabilă, spațioasă. N-ai ce să mai vrei de la viață, adică nu știu ce ai mai putea să vrei de la viață în condiția în care există mașina asta. N-ai ce să mai vrei. Pur și simplu. Acesta a fost episodul. Sper că v-a plăcut, sper că v-am oferit informații utile, sper că v-am căpătat încrederea și sper că o să ne dați share, like și subscribe. Subscribe-ul este foarte nevoie de el, pentru că atunci când noi postăm un clip, dumneavoastră, dacă apăsați pe clopoțel și subscribe, o să fiți notificat de fiecare dată când apare clipul, ca să nu mai fiu primul. De fiecare dată când apare cât un clip pe YouTube, eu sunt primul.